sute de iubitori de folclor și prieteni al lui Cosmin Cotârlă au fost alături de tânărul artist de muzică populară la lansarea primului său album muzical. Interpretul a pregătit un spectacol pentru acest moment important din viața sa, la care au fost invitați să ia parte soliști consacrați din zona noastră și tinerii interpreți alături de care a pășit în cariera artistică. Spectacolul a avut loc vineri 27 mai la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Intrarea a fost liberă, iar publicul a umplut sala mare de spectacole. Da, este un moment foarte important din viața mea. Puține emoții la început, dar sigur vor fi constructive. Muncesc la acest album de 7 ani și sper să fie pe placul publicului. Pe acest album am pus 10 melodii, ale căror versuri și linie melodică au fost create de domnul Mircea Simeonca și vreau să-i mulțumesc pe această cale. Din prima zi de școală a copiilor mei, eu așa numesc creațiile mele. Deci astăzi se dă drumul în lume. Eu mi-aș dori din tot sufletul să aibă un mare succes. Pentru că e un copil extraordinar. De prima dată când a venit la mine, era așa micuț, i-am zis, are o prezență. Și dacă Dumnezeu îi dă sănătate, totul va ieși bine. Eu așa cred. O să reprezinte cu cinste rei. Între artiștii care au urcat pe scenă s-au numărat Alexia Ștelian, Loredana Pop, Cristina Fărcaș, Diana Ciurba, Georgiana Pușcaș, Paul Miclea, Diana Suceava, Ioana Romonți, Denisa Gliga, Natalia Moldovan. Au participat și ansamblurile artistice ale Casei Municipale de Cultură din Reghin. Tânărul Cosmin Cotârlă a reușit să deschidă lansările de CD din rândul tinerilor, pentru că este cam primul din generația tânără care astăzi își lansează primul său album de muzică populară și mai ales că i-a dat și un titlu sugestiv, așa, un titlu de primăvară. Cu siguranță reghinenii se vor bucura în această seară de cântec, joc și voie bună. Vor avea parte de un spectacol deosebit, deoarece este susținut 80% de tinerii noștri interpreți. Iată că folclorul este pe mâini bune, cântecul nostru reghinian va fi dus de acești copii minunați cu seriozitate și cu multă dăruire.